Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la primul episod de Assassin's Creed. Am încercat să filmez pe stream, după cum vă aduceți aminte, nu mai știu. Parcă Far Cry 3 am jucat, al doilea stream cu Far Cry 3 era și am vrut să bag Assassin's Creed, dar mi se puse jocul Windows, nu știu de ce, dar am făcea figuri la OBS. Hai că acum și pe Action, măcar mi să-l filmez. Am încercat să fac serie la jocul ăsta și pe, cu PC-ul vechi, dar nu. În niciun caz, deci pe cazanul ăla pe care de-abia mergeam Minecraft. Ce snăba, să încerc să filmez Assassin's Creed, care e na, ăsta e joc de DirectX 10, joc de 2008-2009 ceva, pentru cazanul ăla de-abia mergea jucat așa de plăcere la low, deci, da. Nu știu de voi, dar astăzi am avut o întâmplare destul de interesantă. Eram la ora de română, știu, deja a început să sune plictisitor pentru unii. Da, hai să continui pentru cei care ați rămas. Eram la ora de română, hai că încep să-mi rup coloana acum, hai. Sărmă, Altaire sau cum îl cheamă pe ăsta, parcă Altaire îl cheamă. Știu că Ezio era în al doilea Assassin's Creed, în ăsta parcă Altaire îl cheamă personaj, mă rog. Eram la ora de română și ne zice profesoara că a învățat un cuvânt nou. Și ne zice, ce, îi zicem, ce cuvânt ați învățat? Vlogger. Până acum n-am auzit de el. Era ceva gen, ceva necurat la mijloc. Și ne-a spus dânsa că a văzut la știri. Bă, dar totuși a trebuit să mă duc și eu aici pe radar, pe unde mi-arată. Hai, sări Altaire, hop, rupeți coloana sau nu? Sperie porumbei, du-te așa pe margine. Halihop, bun. Ne-a spus că a văzut la știri despre Ilias Vlogs, că zicea de el că sunt copii mulți care se uită la el. Și a zis că dânsa are o părere proastă despre cei care, despre copiii care se uită la acesta. Că, ok, trebuie să fie atent la ce zic ăștia, dar să mă pun undeva. Cred că pe băncilele trebuie să mă pun sau nu știu. Mă rog, zicea că are o părere proastă despre cei care se uită la el. Că n-au viață, că văd o plăcină să uită la ăla care face aceleași lucruri în fiecare zi, că își mângâie cățelul, că nu știu ce. Așa. Am uitat să pun și eu subtitrare să văd ce zic ăștia. Mă rog. Și zice tot așa că are o părere proastă de cei care se uită, că face asta aceleași lucruri pitistări în fiecare zi. Se trezește un coleg să zică, păi doamna, avem și noi un vlogger, ceva de genul în clasă. Da? O cine? Ovidiu, are 2000 de oameni care îl urmăresc. Da? Ești tu vlogger de asta? Nu, eu pun mai mult joc. Nu, eu nu fac vloguri, eu fac gameplay-uri și astea. Având în vedere că, da, dacă ai zis că vlogger e cuvânt nou, dacă vreau să mă să zic cu gameplay-uri și astea, vă dați seama. Mă rog. Și am explicat că eu filmez jocuri, nu știu ce, tutoriale și a zis că aceste chestii se par mult mai, cum să zic, mai utile, mai mișto decât vlogurile lui ăla. După ce am pus de că filme jocuri, nu știu ce. Deci chiar am avut o discuție destul de interesantă. Și deci, în ora de română, mai mult am discutat despre YouTube, despre asta. Mi s-a părut foarte mișto. Discutai despre faptul că ăla face așa videoclipuri din alea pentru bani, că se câștigă, că nu știu ce. Și la final, așa când să plecăm, mă gândeam, stai să vedeți că acum o să mă gândeam, să vezi că acum o să mă întrebe cum mă cheamă să mă caute pe YouTube. Evident, când am auzit așa. Ok, deci trebuie să prim pe ăsta. F. Iar trebuie să mă. Ok, hai, pune-te pe bancă acolo. Fusă. Mă, ce mă buguit aici. Gat, bun. Hai, țintă, targetează. E. Stai. Cealaltă atunci? Am mers să pun ținta aia. Warning, you are too far. Stai mă, e ceva ce îmi scapă. Ce are mă de nu vrea să meargă? Press F. Aș. Ok, ok, bine, pot să ascult ce vorbesc ăștia aici. Mă rog, oricum nu sunt atent că îmi dă checkpoint-urile pe mapă. Și întrebarea pe la urmă, dar cum, cum să-l caut pe net? Ovidiu vlogger, cum să-l caut? Și se trezește
vreo aproape jumătate de cole, să zică. O video 666, doamna. Era ceva gen 666, nu știu. Mi-am seama pe expresia feței. Profile shift bla bla bla, ok. Trebuie să mă țin după curul ăsta acum. Gata, am mai... Ah, ok, l-am jefuit pe ăsta. Mișto. Acum partea asta să merg. Hai da. Văd că mi-arată un pumn, deci o trebuie să mă bat acolo, nici nu știu. Și nu știu care a zis că mai vorbesc curând în videoclipuri, că de ce nu. Și am explicat dânsei că... mai scapă când mă mai joc, nu știu ce, deci în caz că mă caută dânsa... Să știe la ce se aștepte. Hai, pe unde trebuie să merg? Pe aici. Hai, mă pune țintă pe ăsta. Să mă dă mai în spate că... Nu e bine că l-am atins pe ăsta. Scoate ținta de pe el să mă duc undeva să mă ascund. Aaa, nu e bine. M-au luat ăștia. Mamă, cât sunt aici după mine. Hai să încerc să mă ascund undeva. Nu, 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 nu mă prindeți voi așa ușor. Fugi, Altaire. Hai, bagă-te aici. Hop. Gata, am scăpat, nu? Nu, n-am scăpat. Nu-i bine, nu-i bine. Auci. A, firați voi să fiți. Auci. O, ce sabie mi-a trântit aici. Nu muri, nu muri. Săr, 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 săr. Hai, urcă-te. Urcă, urcă. De ce nu vrea să sară pe clădire? Hai că eu încerc să scap de ăștia acum. Bun, începe să-mi se refacă HP-ul, e bine. Aici. Auci. Auci, bă, dar e bine că mă aruncă fix în sabia lui ăla. Ar trebui să încerc să mă bat cu ăștia. Nu prea se... Ok, hai că să-l adăpost acum. Gata, hai mă, prindeți-mă dacă se stai. Really, nigga, ăștia știu să facă parkour. Nu, 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 nu mor eu așa ușor, nu mor eu așa ușor. Ma, mai trebuie să fum mult de ăștia. Bun, se vede că mă pricep la jocul ăsta, nu glumă. Să continue povestit. Deci da, că am povestit însă că mai scapă câte o prostie. Ok, acum trebuie să scap. Du-te, du-te. Alai mă, gata, am scăpat. Nu mai caut ăștia. Am scăpat acum. Sunt în siguranță. Da, și am cam ajuns la termen. Deci în caz că mă caută dânsa, știe că mai scapă câte un jurător în unele clipuri. Bun, sunt în siguranță. Pot să ies de aici. Și mai am un coleg care e mai mișto card de felul, îi place să facă mișto de toți. Și face la ce videobloguri faci tu acolo, tot nici el n-a înțeles prea bine ce fac acolo. Bine, ăla oricum e genul ăla care știe doar să asculte manele și să spargă semințe ca ultimul nebun. În rest, n-ai ce să vorbești cu el. E vai șamba de capul lui și face ce i-am zis eu. Bă, da, am o grămadă de clipuri, chiar te înjur în ele, poți să mă cauți acolo, vezi că am o grămadă de clipuri de GTA 3 în care te înjur, nu știu ce. Păi să mor tu, da mă, nu știu ce. Eu nu cred în blesteme din astea cu să mor tu, să nu știu ce. Too far. We stand upon the threshold between this world and a new one, a better place where all might live as equals. But men like Al-Mualim would see this dream destroyed.
Today's attack was but the first, and more will follow unless you repent. Give up your wicked ways. Rise up. Okay, știu să ascult pe ăsta ce zice. Ok. Atât. O, mă, iau la bătaie cu pumnii cu ăsta. Hai, ia de aici pumn în gură. Ok, hai că l-am aranjat bine pe tipul ăsta. Da, și cam asta întâmplă la mea cu profesorul de română, care se... Uite la care acum știe că sunt cu videoclipurile. Oricum... mă așteptam la ce, sincer, la așa ceva, că na, după un anumit timp toți află că faci videoclipuri și astea. Dar culmea este că n-am avut parte de ăștia că-ți facă mișto de mine, că nu știu ce videoclipuri, mai ales cu ce voce aveam la început când vorbeam până așa ceva de genul ăsta, deci chiar și aveam voce la început. Bine, o fi și chestia că nu prea am făcut clipuri cu facecam să-mi vadă lumea moaca. Cine știe? Ok, l-am adus pe tipul ăsta aici, nu pot să dau skip la cinematic. Hai mă, taie gâtul acum, taie mă gâtul, hai mă, taie gâtul! Ia-i bere, gata! Oh, am zis că e taie gâtul, doar i-a băgat sabia în inimă. Și mai bine. Da, Altair îl cheamă pe ăsta care joc acum. Oho, gat, m-am făcut și cu o sabie. What will become of the one who helped him? It remains to be seen. Some do ill out of ignorance or fear. Dar vreau și eu niște acțiune mai multă, nu doar așa joacă de copii ce mi-a dat până acum. Their minds poisoned and twisted. These men must be destroyed. Soon enough, we'll know what sort of man Jamal is. I've passed your test, then. What now? No, my child. We've only just begun. Ia mă, ce vrea să-mi dă ăsta? Hai, boșorugule, dă-mi coace marfă. Dă-mi coacu ca să o trag pe nas. They are plague bringers, war makers. Their power and influence corrupts the land. Gătos ziceam de vreme profesoara de română care s-ar putea să mă caute pe YouTube în caz că vă uitați la acest videoclip. Să rămână doamna profesoară. Sper că n-ați găsit clipurile alea în care mă jucam și mai scăpa câte un jurătură, 2, 3, 10 pe acolo. Hai că acum mă șterg pe picioare pe cadavrul ăsta. Dar bine că a dispărut acum din cadru. Seek out the black market merchant named Tamir. Let him be the first to fall. Ia mă, ce vrea să-mi dea un porumbel? Be sure to visit the city's assassin bureau when you arrive. I'll dispatch a bird to inform the Rafik of your arrival. Speak with him. You'll find he has much to offer. If you believe it best. I do. Besides, you cannot begin your mission without his consent. What nonsense is this? I don't need his permission. It's a waste of time. It's the price you pay for the mistakes you've made. Nasol că în jocul ăsta nu pot să dau skip la cinematicuri. Lasă că măcar aveam acțiune faină și un story destul de bun. Despre asta ținește în istorie, nu știu ce. Hai că acum stau și mă vârt, stai să mă pun în cerc aici. Gata, am scăpat. Ok, translucidită. Oh, hai că mi-a dat arma asta faină. O mănușă de asta vreau și eu. Mă supără careva. Și pe ochi iese de acolo vârful și trece la loc. Mă, vreau și eu de asta de ziua mea. Hai să mergem la checkpoint. Bagă viteza Altaire. Op, ce vreau să mă arunc pe acolo. Bun, hai că am și mai mult HP acum. Mi-am rupt o coloană. Hai că mi-am rupt coloana. Deci ne bam să o coloană, nu știu. Altaire. It seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. Asta acum vrea să ia internet studenții să folosească lama.
Ok, să ne batem atunci. F. Hai, dă-i, dă-i cu sabia. Poc, poc. La ce se referă prin button zero, nu știu. Aha, gen, să încarc așa. Aha, am înțeles. Mor, mă, odată. Dacă mai trebuie să dau un ăsta să-l omor. Hai că ți ajunge, gata. Gata, ai învățat să folosești lama. Bun. I-am învățat să dea cu sabia. Altceva? Exit tutorial. Yes. Aș joc tutorial, că tot am vorbit cu doamna profesoară despre tutoriale. Ce salea. Na, e termin de engleză. De-asta mai modern și nu prea avut ocazia când s-audă de el. Hai, bagă viteză. Sări, hop. Mai sări o dată. Văd că am două misiuni, una în partea asta, una în partea aia. Hai, da pe ei să mergem. Hai, bă, n-am reușit să sar pe clădire. Întoarce-te. Hop. Hop. Ăla-i, mă, hai, du-te, urcă. Și acum, ai, ai, aici, hop. Nu așa de mult trebuia să sari. Hai, că-mi place să mă automutilez, sunt masochist, se pare. Una e la ieșire din oraș, cumva. Da, cred că trebuie să ieși din oraș. Da, uite, poarta e deschisă. Hai să plecăm de aici atunci. Bă, mi-a făcut plăcere să stau cu voi aici, dragi cetățeni. Bă, duc după drojdeală. Da, mă, știu să fug. Ia, pot să bag și pe shift să... Ok, asta e cam ciudat. A, e chestia aia cu memoriile, trebuie să-i regăsesc lui ăsta amintirile. Și a pierdut asta memorie. Hai, mă, nu pot. Nu, bine. Și pe aici nu pot să merg. Poate atunci pot. Trebuie să iau un cal cumva. Da, un cal. Hai cu mânzu. Oho, ce să... Da, da, hai cu mânzu. De... Mă, ce viteză are calul. Ce mișto e. O, da, ce crăcit stă ăsta pe cal. Hai da, viteză. Poh, ce-am dilit-o pe aia. Oho, și pot să dau cu sabia de pe cal. Mamă, ce mișto. Bun, sar și peste obstacole, că e mișto să te plimbi cu calul. Uite, înainte cu sabia în mână, Altaire. Ce mișto e jocul ăsta. N-am prea jucat asta să se înscrie la viața mea. Poate cine știe, ar trebui să mă documentez despre istoria asta, cum era cultul lor de asasini, de omorau ăștia. Bun, hai da, saving. Și am ajuns aici. Opa. Ok, hai, du-te. De, de. Opa, cam înframează aici. Ia mă, trebuie să intru în... Moșolier. Hai, dat jos de pe cal, să intrăm aici. Bun, l-am omorât pe ăsta. Nu trebuia să fac... Cred că n-a trebuit să fac asta. Au, să găsească ăștia cadavrul. Sau nu? Urcă... Hai, mă, urcă.
cum naiba mă urc aici? Ok, aha, pe poartă trebuie. Deci a fost bine până la urmă că l-am omorât pe paznicul ăla. Mă, iau în sus, nu poți. Așa, hai, du-te. Bun. Cred că pe la geamuri, da, hai că bine. Urcă, urcă. Deci se norează pe aici. Încă trebuie să urc? Hai da, urcă, urcă. Să nu confi ceva, vreo gaură în turn pe unde pot să mă bag. Da, uite aici. Ok, și acum? Nu pot să sparg ușa asta. GPS. Mă, câte chestii mi-activează aici. Am pe unde să sar de aici? Nu cred. 993 de metri în direcția aia trebuie să merg. Am ce merge. Du-te, du-te. Aha, hai că am paiele alea acolo. Sări în paie. În căpița de fân. Bun. Avem și cai, hai că totul e bine. Ești... unde e misiunea? Mă rog, hai că nu stau să mă uit pe mapă. Stai, mă. Da, și eu mi-am marcat doar un checkpoint în partea aia. Hai să mergem la checkpoint-ul ăla marcat. Mai explodez și eu din mapă cu ocazia asta. Și așa sunt total paralel cu jocul ăsta. Mă, ce mai e pe aici? Văd că... spăroșul, ia să mă bat cu ăștia. Că de ce nu? Gata, hai că ia mă, pot să-i lutez? Nu mai să-i lutez, deci. Hai cu calul ăsta înainte atunci. Și pot să le iau gâtul ăștia. Mișto, hai la luna asta, în partea asta. Mă, dar ce mare e locul ăsta, că te poți plimba. Îmi place că e așa un fel de open world, dacă îi pot spune așa. Păi ce e? Stai că mă moară calul. Hai să ne suim aici. Hai da, urcă. Nu trebuia să sar așa. Mă urcăm o dată. Mai facem achievement-urile astea, că văd că sunt cam multe chestii de făcut. Iar m-am aruncat ca nebunul. Bun, hai că m-am prins bine. Sau nu? Bun, hai, du-te. Hai, urcă, urcă. Încă un turneleț de ăsta marcat pe hartă. Hai că...
Ok, deci e cocostârcul ăla. Mă rog, ce pasul fie aia, nu știu. A dispărut pasărea. 2 din 12 puncte de astea view, viewpoints-uri. Hop! Plus ca aici. Aha, deci pe asta era mapa. Aici sunt eu. A, da, aici să mergem atunci. Mamă, cât îi de mers până în partea aia. Hai, dă-te jos. Ok, pe unde sunt cai? Uite aici unul. Bine că avem cai prin zonă. Hop! De! Hai la galop! Ce nu știu, este plin cu calul pe aici. Că pe aici sunt sate. Nu dau seama... Nu știu în ce zonă se petrece acțiunea asta, dar probabil că s-a întâmplat undeva prin... Orientul Mijlociu, cred, de vremea asta așa caldă. Că-i vegetația asta, nu știu. Mă fugăresc ăștia, fugi, fugi, fugi. Bine, aș putea să stau să mă bat cu ei, dar îmi ia prea mult. Ce l-am lovit pe ăla cu calul. Nu o să mă prindeți viu. Dar parcă îmi framează puțin, nu știu. Și o vede framează așa. Habar n-am. Ia, aici mai este un turn. Hai să le liberăm și pe ăsta. Bun, dă-te jos după cal. A, îmi dai cu sabia în mine? Come here. Mor și tu. Ăștia-ți fost bun. A, da, urcă. Hai, urcă. Așa, bun. Nu pe la geamuri. Dă-te mai așa. Mai fac și un map, bă, dar nu mai uitat și eu la aceasta să văd cât timp filmez. Hai că e bine, cred că am vreo 25 de minute. Mai filmez vreo 5, nu, dar să nu iasă videoclipul prea lung. Un nou dăsta e scoperit. Hai să ne rocăm acum ca nebunii. În căpița cu paie. Sau fân, ce-o fi. Foc. Nu, mai stau să deschid mapa, întoarce-te, bagă viteză. Hai da, De ce am crezut că le erau normal mor, dar nu, erau doar niște pietre. Checkpoint făcut, ok, hai că s-a și-a dat și save. Intram iarăși într-un pom. Și mă apropiu ușor, ușor de destinație. Ce viteză am cu calul ăsta. Dar parcă îmi framează puțin jocul, nu știu. Hai mă, revinuți. Nu știu, parcă mi se mișcă așa un pic. Dar nu înțeleg de ce. Adică pe 8 giga de RAM să mi se miște așa. Și pe 2 giga video, ce dracu. Hai, dacă era să fie PC-ul vechi, mai înțelegeam. Dar pe ăsta nou, care e de vreo 4 ori mai puternic ca la vechiul. Mașelier. Bun, hai să vedem cine arată acum. Văd că și-ar venit în zona aia în frama. Dar sabia încoace. Deci nu pot să fug cu sabia în mână. Dacă o scot doar așa să merg, pot.
Ok, deci pe sprint mare nu pot să... Ia, acum nu mai face așa. M-am dat peste muieri. Ma, ce e aici? Opa, oho, cât am mai orașul. Hai să mergem așa ușor liniștiți. Să nu dăm de bănuit. Hai să salvez pe omul ăsta. Văd că-ți spun deva prin Mesopotamia, că ăștia par a fi arabi. Ia de aici sabie. Nu muri, nu muri. La limită să mor, bă. E, cu plăcere, tovarăște, tovarășe, te-am salvat. Ia mă, văd că trebuie să mă infiltrez cumva așa. Hai să merg, să merg să pară că... Bun. Ia mă, merg cu ăștia până undeva. Hai să văd până unde mor duce ăștia. Mă prefac așa că mă rog la Allah Akbar, la nu știu ce. Mă rog, Allah, că Akbar e ceva gen mărețul Allah. Trăiască Allah, nu știu. Aoleu, cât e de mers aici. E pe ăștia zici că sunt otomani cu turbane, cu nu știu ce. E frumos, se ține calul după mine. Ok, și trebuie să intru în oraș aici. Plăcerea mea. Ne lasă să trecem. Hai că ne lasă, e bine, e bine. Fraierilor. A, nu trebuie să ținem apă pe space. Și acum mergem lejer. De femeile cu ulcioare cu apă, sub ciură avea acolo lapte, ciocăran. Recipientele alea din ceramică. Iarăși își bat ăștia joc de unul, se joacă cu el. Bun, gata. Ce arme mai am? Ia lăsați-l în pace. Mori, mori, mori am zis. Mocila. Hai da, ăla-i mă. Bun, l-am mai salvat. Bă, nu văd că nu mă ia. Mulțumit cu metre, că te-am salvat. Hai, că dacă... Mă enervez, eu mor pe toți ăștia de aici. Nu, că ăștia nu zic nimic, că văd cadavre. Acum pot să mă plimb prin oraș cu ăștia așa, mă rog. Hai că o încheie aici acest episod. Sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați și voi câte un cap în gură butonul de sub videoclip pentru acest episod lung de vreo jumătate de oră. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les.